Bine v-am regăsit, sunt astrolog Luminița Ristea și în această filmare voi vorbi, dar nu voi vorbi singură, voi vorbi alături de prietena și colega mea astrolog Alina Gâfu. Bună, Alina! Bună, Lumi! Începem, să spun așa, un miniserial, da, în două episoade, legat de Jupiter în Gemeni. Da? Din 26 mai, Jupiter schimbă zodia, da, trece din energia Taurului în energia Gemenilor și... Este nevoie de doi. E nevoie de doi și e nevoie de a clarifica, mai clarifica niște aspecte la modul general. În această filmare vom prezenta la modul general câteva aspecte legate de energia jupiteriană, ce înseamnă Jupiter, ce înseamnă Jupiter în Gemeni și în următoarea filmare vom vorbi despre horoscopul, da, lui Jupiter în Gemeni pentru fiecare zodie în parte. Da, când vorbim despre Jupiter, vorbim despre autoritate, vorbim despre perspectivă, credință, viziune, sens, noroc, oportunitate, expansiune, prosperitate, dinamism, da, entuziasm, optimism, totul. Da. Vorbim de totul. Jupiter este totul. Totul, dar în același timp, hai să vedem și jumătatea goală a paharului. Noi vedem în general numai jumătatea plină a paharului. Vorbim și de lăcomie, vorbim și de excese, vorbim și de exagerări, foarte mult orgoliu poate. De judecăți. De judecăți, da. De tot ce găsești acolo cu minusuri și plusuri, deci Jupiter expandează pe unde trece. Da, acum se spune despre Jupiter că este marele benefic alături de Venus, care este micul benefic. Acum mentorul nostru, Valeriu Pănoiu, spune că Jupiter e marele malefic și Saturn e marele benefic, dar are și el dreptate. Așa dar este, totuși, și eu îi dau dreptate. Dar totuși să nu uităm că Jupiter vine cu acea aripă, acea amprentă de bunăvoință și... de oportunități pe care ar trebui să le folosim și să vedem cum putem să le folosim mai bine. În același timp, nu uitați să dați like, subscribe. Asta folosim și noi, energia jupiteriană. Da. Canalului meu de YouTube, astrolog Luminița Ristea, canalului Alinei, astrolog Alina Gâfu. Avem nevoie de susținerea voastră, avem nevoie de aprecierile voastre, avem nevoie și de criticile voastre, da, ca să fim și așa. Și este un câștig-câștig. Exact, și e o relație win-win. Și pentru dumneavoastră, da, e win-win. Da, avem nevoie de comentariile voastre și de feedback-urile voastre. Hai să începem, Alina, și începe această analiză a lui Jupiter, în primul rând, din punct de vedere al glifei. Da? Voi posta pe ecran această glifă a lui Jupiter. Glifa este simbolistica lui Jupiter și la glifa lui Jupiter ce avem? Avem un scaun. Da, pe care putem... Avem acest semicerc, da, al sufletului, care este deasupra crucii materiei. Adică avem această viziune filozofică asupra vieții care este undeva situată deasupra materialului, deasupra preocupării lumii materiale. De aceea noi mai filozofăm câteodată. Să știți că de la Jupiter vine ca anumite lucruri în această cunoaștere denumită astrologie. Nu le putem spune așa fără Jupiter. Da? Da, și până la urmă, dacă ne gândim la Jupiter ca, ca marele benefic, ca cel care aduce abundență și prosperitate, de fapt această abundență și prosperitate vine din această viziune pe care noi o avem în primul rând. Da? Vine de la conexiunea noastră cu credința, să credem și din această viziune, această perspectivă mai largă pe care, prin care noi vedem lumea și viața. Care este ziua lui Jupiter? Joia. Joia, da, bravo. Deci nu uitați, fiecare zi a săptămânii, da, are câte un guvernator, iar joi este ziua lui Jupiter. De ce? Fiindcă vine de la zeul Thor din mitologia scandinavă, zeul Thor fiind și acest zeu al nordic, al tunetului și al fulgerului, da, fiindcă știm și în mitologia greacă vorbim despre Jupiter care era Zeus, da, și care era prezentat cu acest fulger în mână. Avem două zodii,
guvernată, da? Săgetător și pești. Care sunt în cuadratură, da? Asta este. Da, avem două zodii mutabile. Foarte interesant că Jupiter guvernează două zodii mutabile. Da, săgetătorul este cu expansiunea, cu sus, cât mai sus, arcașul, noile orizonturi, și peștii sunt cu credința. Da, deci practic săgetătorul a venit să conducă două zodii care sunt flexibile, adaptabile. Jupiter a venit să conducă cele două zodii care sunt flexibile, adaptabile, da, deci el practic se adaptează în orice formă. Păi așa face Jupiter, se așa adaptează face. În orice formă. Contează forma pe care o luăm și către care ne duce. Așa este. Acum, din punct de vedere astronomic, știm că Jupiter este cea mai mare planetă din sistemul nostru solar. Este mai mare decât ce se vede în pictograma din spatele nostru. O vedeți cât de frumoasă este, cât de frumos este Jupiter aici. Și este, face parte din așa numiții giganți gazoși, deci este o planetă gigant gazoasă și are un diametru de 11 ori mai mare decât al Pământului, un volum de 1300 de ori mai mare decât al Pământului. Deci și din punct de vedere, să zic așa, astronomic, fizic, el este maestos, el este dramatic, este furtunos, această energie a gazului, da? Acest gigant gazos. Am spus că în mitologie Jupiter sau Zeus era reprezentat de regele regilor, da? În Olimp. Scuză-mă că te întrerup, dar când ai spus Thor, parcă văd ceva cu un ciocan așa, da. Mai sunt mână. Da, și știm că Jupiter practic este fiul lui Cronos, da? Este nepotul lui Uranus. Și el practic vine pe o filiație paternă destul de transgenerațional, da, cu foarte multe lucruri care, la care trebuie să lucreze. Și el este cel care a fost răspunzător la rândul lui, deci vine de la un bunic Uranus care a vrut și el să conducă lumea, să-și conducă familia, să-și înghită fiii, să-și mănânce fiii, la fel și Cronos, la fel. Și a venit el care a... Ca să rezolve transgenerațional. Să rezolve, dar cum a rezolvat? Cum a rezolvat? Tot prin putere, tot prin forță, prin acest rol al lui de a fi judecător suprem, dar în același timp de a se bucura de putere la nivel discreționar. Fiindcă el și-a folosit puterea. El a fost cel care a folosit puterea așa cum a vrut el. Știi foarte bine, din mitologie. Da. Hai să vedem în harta natală. În harta natală, ce relevă, ce teme relevă Jupiter? În primul rând, este și o misiune divină pe care o ai în această viață. Așa este. Și trebuie să te conectezi cu ea. Deci, atenție, acolo unde aveți pe Jupiter, este ceva... Ce se leagă de misiunea noastră divină din această viață. Dar ce ar mai trebui spus? Faptul că Jupiter alături de Saturn sunt cele două planete sociale. Deci avem planete personale, avem planete sociale și avem planete transpersonale. Deci și Jupiter și Saturn sunt cele două planete sociale care ne deschid, să spun așa, către lume, care este către comunitate. Aportul nostru la nivel de societate în funcție de casa și energia care o are Jupiter în acea casă și în acea zodie în viața noastră. Acum Jupiter ne arată în harta natală și unde suntem binecuvântați? Dacă suntem. Și unde avem această încredere instinctivă în noi că putem să rezolvăm niște lucruri, putem să creștem, putem să obținem rezultate pozitive, nu? Optimism, dorința de viață, pofta de viață, încrederea în sine. Accentuează ce găsește, să știți. Da, și în același timp Jupiter este, locul unde este Jupiter este și acel loc unde avem foarte multe oportunități. Da? Depinde cum le accesăm. Dacă intrăm pe misiunea lui. Da.
Și în același timp ne poate indica Jupiter dacă, la fel, dacă suntem pe misiune, dacă ascultăm, dacă intrăm, să spun așa, în această energie jupiteriană, modalitățile prin care putem să ne optimizăm veniturile și dorința. E vorba și de dorința aceea instinctuală de a căuta fericirea, împlinirea și sensul în viață. Sensul. De fapt, aici ajungem. Că până la urmă, fericire, împlinire, bani, totul, cred că se rezumă la acest sens al vieții. Și atunci când faci lucrurile cu ușurință, cam așa se vede, se găsește sensul. Adică că nu te forțezi, nu lupți. Da? În același timp trebuie să fim atenți, fiindcă acolo unde l-avem pe Jupiter, poate să crească stima de sine foarte mare, sentimentul acesta de exagerare. Eu sunt foarte deștept, eu sunt foarte important, eu sunt stăpânul Dumnezeu. Inelelor, grandoarea, da? Dorința poate de a ne juca de a Dumnezeu. Da, aroganța. Aroganța este exact, grea. Exact, aroganța. Deci foarte, foarte, foarte atent. Și mai e ceva cu Jupiter acesta la cârmă, da? Putem, poate să crească foarte mult spiritul de aventură. Deci Jupiter ne duce către aventură și putem să transformăm această imprudență în riscuri pe care ni le asumăm inutil. El a fost Zeus, i-a plăcut. I-a plăcut, el a putut. Acum nu știu dacă noi putem ca să ducem acest lucru. Deci atenție, fiindcă Jupiter ne poate duce și către excese, către riscuri, a ne asuma riscuri mult mai mari decât putem să le ducem și decât ar trebui să le ducem, nu? Atâta timp cât nu este aroganță și altceva acolo și nu suntem Dumnezeu, riscurile sunt bune. Așa este. Nu riscă, așa nu este. În astrologia mundană, Jupiter se ocupă de sistemele de guvernare, de lege, da? Ah, da, Jupiter este, da, și legea. Exact, legea, organizații, clădiri religioase, biserici, universități, edituri și biblioteci. Deci această zonă este acoperită în astrologia mundană. În corpul nostru, Jupiter conduce ficatul și coapsele. Uite, asta naște. Uite, da, am citit și eu nu sunt specialist în astrologie medicală, dar îmi place să completez, să citesc lucruri, să spun așa, de ABC legate la modul general, la modul general, în funcție exact. De zodie și casă se exact. Mai adaugă câte exact, ceva, nu? Exact, da. În natură, Jupiter are o legătură foarte puternică cu caii, da? Și cu animalele uriașe. Să-ți dau ca exemplu uriașe și blânde. Păi de da. Exemplu, delfinii, balenele, elefanții sau păsările precum păunii, fazanii și pătărlichile. Păi dacă uite și de exemplu, știu că delfinul este un semn spiritual, adică un semn al spiritualității. Delfinul este în dimensiunea a patra sau a cincea, da? Este un animal foarte, un mamifer, da? Marin, foarte evoluat spiritual. Da. Frumos, interesant. Ce mai avem? Copacii lui Jupiter. Avem castanul dulce, smochinul. Wow, ce da, interesant. Dudul. Sunt copaci conectați cu înțelepciunea și mai e și frasinul, cu măreția. Ce frumos. Da, e foarte important să ne extindem, să spun așa, această imagine jupiteriană și în lumea materială. Fizică, în da. Lumea fizică. Florile lui Jupiter. Aici avem narcisa, avem conotațiile de egoism, garoafele și păpădiile. Tac. Ok, mai avem la legume, avem pepenele și ceapa. Orice culoare de pepene și orice culoare de ceapă. Așa. Păi știi că de la pepene ne îndulcim și de la ceapă ne curg ochii. Și fructele lui Jupiter, avem la fructe, avem struguri, grapefruit și afine, iar la condimente cuișoare și nucșoare. Nu prea folosesc. Cuișoare le folosesc, da. Sunt foarte bune, dar când, dar faci, vin fiert. Când faci vin fiert, țuică fiartă și mai sunt bune și pentru igiena bucală. Aha. Cuișoarele. Să mesteți un cuișor foarte, foarte, foarte fain. Metalul asociat lui Jupiter este staniul, cel mai ușor din metalele din antichitate. Și un cristal, da, o piatră asociată lui Jupiter poate să fie turcoazul,
care este o bijuterie regală foarte prețuită de regii Persiei, ca protecție, era folosită ca protecție atât pentru cai cât și pentru călăreți. Și alte cristale pot să fie safirul, marmura, ametistul, topazul și smaraldele. Și culorile cele mai asociate cu Jupiter sunt movul și albastrul. Și albastrul legal. Portocaliu, să știi. No. Deci portocaliul este într-adevăr culoarea pe care o vedem și aici. Dar culorile, să zic așa, asociate sunt mov și acest albastru regal. Da. Hai să vedem ce reprezintă tranzitul lui Jupiter. Am vorbit despre Jupiter la modul general, Jupiter în carte. Ce, că mi-a venit și te-am lăsat să continui. Prin Jupiter ne putem conecta la religie. Da. Da. Credință, religie. Da. Adică la biserică. Da. Acolo este o mare... un mare punct și am văzut că acum lumea religioasă chiar e în creștere, să spunem. Da, și în mișcare, și în schimbare. Adaptare. Da, hai să vedem ce se întâmplă cu acest tranzit al lui Jupiter. Jupiter tranzitează practic o zodie odată la un an. Deci într-un an avem tranzitul lui Jupiter într-o anumită zodie. Și ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că avem șansa în acest an, încă într-un an în care Jupiter tranzitează o zodie, să ne schimbăm perspectiva. Bineînțeles, în funcție de energia zodiei pe care o tranzitează, să ne perfecționăm această viziune asupra vieții și asupra lumii. Și acum Jupiter va intra în Gemeni. Ce înseamnă Gemeni? Gemeni înseamnă aer, în primul aer. Rând. Da? Aerul, în general, înseamnă mental. Mental. Gânduri. Da. Mișcare, transport, acte, contracte, dinamism. Flexibilitate. Da, adaptabilitate, joc. Joc, da. Poate și distracție. Și, păi, ambiguitate, frivolitate, nu? Dualitate, da. Manipulare, da. Bârfă. Da. Dacă, adică trebuie să luăm ambele. Să luăm ambele manifestări, da. Jupiter va expansiona ce găsești acolo. Exact. Dar în același timp să ne gândim, este o manifestare la nivel social. Da? Cu Jupiter în Gemeni, acest tranzit al lui Jupiter în Gemeni, pe fiecare din noi, în casa astrologică pe care o va tranzita, Jupiter în Gemeni ne scoate în lume. Dar ce ne scoate, să vedeți? Adică dacă Jupiter în Taur ne-a scos în noi, da. Jupiter în Gemeni ne scoate în lume, ne orientează către cursuri. Exact. Și a spune, bine, în general, energia geminilor sunt cursurile până la bacalaureat. Da? Exact. Dar nu până la balac. Este greșit spus sau impropriu spus. Cred că orice curs care l-ai făcut, care începi, sanitar, da. Nu știu, SQL, IT, da. Astrologic, da. Numerologic, Reiki. Exact. Cum să... Orice curs, da, care l-ai făcut după finalizarea liceului, intră la capitolul Gemeni. Este și casa mediei, deci da. Media expansiune va fi într-o expansiune. Și nu numai media, adică medie prin media să înțelege tot și tot. Zona de online. Orice și zona de înseamnă. Offline și zona de online. Tot ce înseamnă, da. Da, vă dați seama, podcasturi, informație. Prezentări, informație, da. Mentor, profesori, da. Speakeri, oratori. Atenție fiecare către ce profesor, curs, exact. Mentor, orator, cu cine rezonați. Ca la final, știi că de Jupiter în Gemeni mi se pare tare, ca să spunem, așa. O glumă, că ai văzut da. Că Gemeni sunt și cu gluma. Da. Acum și e, cu axa, e axa Gemeni Săgetător care se activează, da. Da? Dar bine, energia Gemenului. La final de Jupiter în Gemeni, știi că dacă... Nu te-ai prins că ești manipulat, da. Că ai fost manipulat înseamnă că ai intrat pe mâna unor maestri. Ok. Deci, stați așa mai vigilenți, da? Asta e valabilă și pentru Neptun la gradul 29. Am înțeles. Fiți vigilenți, încercați să stați în adevăr, că geamă nu trebuie să înveți adevărul pe acest pământ. Așa este. Cuvântul, atenție la cuvinte, că acum energia de propagare a cuvântului în univers ar putea să fie... Atât cuvintele care le emanăm noi, cât și cuvintele care vin către noi, adică bidirecțional.
Da. Trebuie să fim atenți la acest flux. Și mai e ceva interesant aici. Jupiter, am spus că e marele benefic. Atragem noroc, prosperitate, dar cum atragem? Dacă ne folosim inteligența, ingeniozitatea, dacă suntem mai curioși, dacă suntem mai versatili, dacă suntem mai sociali, da? Dacă ne ducem către cercuri, către rețele de relaționare, de socializare. Deci cu cât vom ieși mai mult în lume, cu cât vom fi mai deschiși către ceilalți, vom putea să aflăm mai multe informații, dar aici este cheia lui Jupiter în Gemeni, da? Atenție, așa cum a spus și Alina, la informațiile care vin către voi, este neapărat nevoie un filtru din acela. Știți că la mașină avem un filtru de impurități, de particule. Eu am la mașină filtru de particule care se mai strică din când în când, da? Deci trebuie să avem un filtru foarte, foarte puternic, fiindcă vor veni foarte multe informații către noi. Și în același timp trebuie să avem și un filtru la ceea ce emană de la noi, fiindcă vom fi, cum să spun, putem să fim stimulați să vorbim vrută și nevrută. Da. Și mama mea avea o vorbă: nu mai spăla atât. Adică să spui vrute și nevrute. Da? Da, fiecare acum atenție. Că, na, acum, da, indiferent cu cine rezonezi, pe drumul ăla ești, că te prinzi tot mai târziu, dar trebuie să înțelegi și de ce. De ce ai rezonat în, nu știu, într-o vibrație de disgrație sau de bârfă sau de dualitate sau de manipulare, că poate trebuia să ți se întoarcă o plată, să vezi cum e. Acum nu știm, da, fiecare unde este în viața lui. Noi vă putem spune doar ce se poate amplifica, dar într-adevăr se cred că va fi așa piața, o puzderie de, nu mai știi, cred că unul va spune ceva, celălalt altceva, va fi așa un haos, un bahaos, îi mai spun eu câteodată. Și în acest haos va trebui să discerneți, să treceți, repet, să treceți prin filtrul vostru personal. Inteligența, cunoașterea sunt chei majore de a evolua în această perioadă, și dar apoi, nu oricum, da? Nu oricum. Și atenție la, mai avem și pe, o să revenim, mai avem și pe Saturn în Pești, care îl provoacă foarte mult pe Jupiter, în care o să vedeți, o să se dea jos măștile, o să se arate fețele unor persoane care au și s-au dat până acum, deja au fost niște exemple, da? S-au promovat foarte mult prin marketing ca să acopere partea aceasta de cunoaștere. Deci ei nu erau foarte buni, nu erau foarte inteligenți, nu erau foarte deștepți, dar prin această promovare agresivă de marketing, efectiv te fac cu capul, ca să spun așa, și îți arată o imagine mult mai bună decât este persoana respectivă. De aceea fiți foarte vigilenți. Da? În această perioadă s-ar putea să apară fel de fel de reclame, fel de fel de oameni care fac minuni, care rezolvă în 3 zile, ce care rezolvă în 5 cursuri, da? Problemele, și nu se întâmplă așa. Totul se face prin muncă, prin sudoare, prin energie pe care o investiți în voi. Nu se întâmplă nimic rapid. Puteți să încercați. Puteți să încercați, dar dacă vreți să încercați pe banii voștri, da, pe timpul vostru, pe nervii voștri, da, puteți să încercați și acest lucru. Contează și sistemul dumneavoastră de valori și probabil fiecare va întâlni acolo pe linia unde rezonează. Da. Sunt și astea niște lecții. Sunt niște lecții, da. Dacă le învățați bine, dacă nu... Da, să nu vă supărați la tranzitul final al Jupiter când iese din Gemeni, că după aia va intra în Rac în 10 iunie 2025. Și acolo într-un semn de exaltare. Ah, și lumii fierbinți. Energia geamănului, Jupiter nu se simte bine în Gemeni, da? Că el este... Da, este în exil. Este în exil. Da. O putem îndrepta către ceilalți. Ideea este că atenție cum vă îndreptați către ceilalți. Da, da, fiindcă acest calendar social va exploda. Deci toate întâlnirile, discuțiile, comunicarea, mail-urile, mesajele, s-ar putea ca să simțim această presiune, să simțiți această presiune la nivel nervos, de sistem nervos. Gemenii sunt cu sistemul nervos. Fiți atenți cum
cât de tare vă întindeți, să spun, neuronii în această perioadă. Da. Și mai atenție că Gemenul înseamnă de la 2 în sus. Uh-huh. Când vorbim de gemeni, nu vorbim de 1. Atenție la sarcini. Da. E posibil ca, uite, cu Jupiter în gemeni să se procreeze mai mulți gemeni. Exact. Anul ăsta. Deci se poate întâmpla și asta, de exemplu. Sau mai multe sarcini pe care nu le-ați avut în plan, că v-am zis, Jupiter aduce și surprize din astea. Na. Da, acum depinde cum le iei. Pentru unii precauție, da. Pentru unii contează ce vă doriți. Da, da, așa este. Așa este. Acum, dacă vorbim de acest tranzit al lui Jupiter în Gemeni, nu se poate să nu ne uităm în urmă la tranzitul anterior al lui Jupiter în Gemeni, care a avut loc între 11 iunie 2012 și 26 iunie 2013. Acum nu m-am gândit imediat când m-am uitat la aceste date, m-am gândit la acea dată fatidică. Poate vă aduce și voi aminte, chiar aș vrea comentarii din partea voastră. 21-12-2012, știți, a fost o dată, da, a fost o dată în care se spunea că se încheie istoria umanității, că vine invazia extraterestră, că se prăbușește nu știu ce asteroid, că se termină nu știu ce calendar, că începe epoca vărsătorului, că începe o nouă eră spirituală. Deci vă dați seama ce energie puternică care este foarte... Informația. Da, care este foarte, foarte, să spun așa, conexată cu această energie a săgetătorului. E vorba de credință, e vorba de fel de fel de speculații, da? care au venit în acea perioadă. Dacă vă aduceți aminte, aștept comentariile voastre. Cum ați digerat aceste informații? Gândiți-vă și voi în această perioadă de un an de zile, dacă au avut loc evenimente importante în viața voastră, mai ales cei care aveți Jupiter în Gemeni. Aș vrea chiar comentarii ale celor care au această plasare natală. Ei vor fi cei mai impactați, cei la care are loc această întoarcere a lui Jupiter în zodia natală, în Gemeni. Da, și mai e un eveniment care a avut loc în anul 2012, în 27 iulie, Jocurile Olimpice. Da, foarte interesant. La Londra este a 30-a ediție a Jocurilor Olimpice de la Londra și foarte interesant, pentru prima dată au fost prezente femei în toate delegațiile. Ce interesant. Apropo de această deschidere. Și joacă și mișcare. Exact, și joacă și mișcare. Mă refer la Olimpic, unde ducem la Olimp, la Zeus din nou. Da, foarte, foarte interesant. Deci, haideți să ne întoarcem fiecare din noi la această perioadă, da, 2012, iunie 2012, 11 iunie 2012, 26 iunie 2013 și să vedem ce am avut de învățat, ce s-a întâmplat în acea perioadă. Bine, vă dați seama că am evoluat de atunci 12 ani și până în prezent. Dar pot să fie teme care sunt rezolvate și aceste teme pot ca să revină către noi. Da, dacă și atunci eram dual și acum după 12 ani n-am înțeles nimic din lecția asta a dualității, da. Se continuă. Vin către noi. Acum, Jupiter în Gemeni, așa cum am spus, va fi acest tranzit între 26 mai 2024 până în 10 iunie 2025. Până la sfârșitul anului, până în 31 decembrie 2024, Jupiter în Gemeni va ajunge la gradul 13 și 13 retrograd. Vor fi două evenimente importante, ca să spun așa, două tranzite importante, două aspecte importante. În 20 august 2024 va fi un careu cu Saturn în Pești. Saturn este retrograd la gradul 17-27, iar în 24 decembrie, chiar înainte de Crăciun,
avem din nou un careu cu Jupiter, cu Saturn în Pești la gradul 14.01, de data aceasta Jupiter e retrograd, și mai avem un ultim careu în anul 2025 la gradul 1.18, când Saturn este în Berbec și Jupiter este în Rac. Și tot așa în anul 2025 va fi careu cu axa nodurilor, că știi că din după ianuarie 2025 axa nodurilor în tranzit se va schimba pe axa fecioară, nodul sud Pești, nodul nord. Deci și va mai fi un aspect acum când intră în Gemeni, va fi Pluto în trigon, Pluto retrograd, trigon cu Jupiter din Gemeni. Da, am înțeles. Da, deci acestea vor fi aspectele, să spun, mai cu impact mai puternic, cu impact la nivel, să spun așa, și la nivel global. Global, da. Da. Așa încât atenție la aceste date, mai ales cei care aveți marcaje în zona aceasta între gradul 15, gradul 17 pe axa mutabilă, fiindcă s-ar putea să fie răsturnări de situații, schimbări, reconfigurări de traseu, niște lucruri care vine Saturn acolo și taie cu coasa lui niște lucruri. Sau pune. Sau pune, da. Sau schimbă niște schimbă, lucruri. Da. Da. Schimbările acestea pot să fie dureroase, fiindcă orice quadratură nu vine cu veselie, nu vine cu bucurie, vine cu efort, dar acest efort într-un final merită. Da. Da, cu frustrare, dar acest efort merită. Hai să vedem așa foarte, foarte pe scurt care ar fi domeniile care vor fi influențate de acest tranzit al lui Jupiter în Gemeni. Eu zic călătoriile, da, zona aceasta de evoluție spirituală care se va dezvolta, educația, da, zona aceasta de alegeri, avem an electoral, și poate zona aceasta de activitate publicistică, da? Și tu meseriile care, de exemplu, au la bază motricitate, da? Exact. Tot ce înseamnă. Deși, tu cum vezi în general așa? Și masajul intră la, tot la, da, partea asta de motricitate. Da. Dansurile. Da. Da. Mișcarea. Da. Vom călători mai mult cu Jupiter în Gemeni? Sau nu vom călători atât de mult? Eu zic că nu. Conform energiei, da, gemenilor, nu ai cum să stai. Adică mai ales cei care au acolo o energie a gemenilor, mai vine și Jupiter și amplifică. Mi-e foarte greu să cred că putem să stăm pe scaun, bloca, nu? Așa, da, okay, nu. Adică eu nu cred că vom sta. Poate atunci când vor fi quadraturile alea cu Saturn, ne permite să ne expandăm cât trebuie, că asta face Saturn. Deci, practic, nu ne dă voie prea mult. Deci, practic, călătorim și putem să călătorim și pe distanțe scurte, dar călătorim și pe distanțe lungi. Da, poți fi, de exemplu, călătorii pe distanțe scurte, pe distanțe lungi, pe un timp scurt, 5 zile, 3 zile. Da, până da. Super, bună idee, da, da? Interesantă abordare. Nu pentru 2 săptămâni. Da, am înțeles. Da, cred că vom călători, n-ai cum să nu călătorești. Așa este. Cumva geamă nu ține și de mersul pe jos, nu? Da, și mersul pe jos și deplasările acestea scurte, naveta pe care o facem, s-ar putea să ni se schimbe, să spun, să vă schimbați serviciul, locul de muncă, să fiți nevoiți să faceți, da, navetă sau să, vă, sau să faceți navetă, poate are nevoie unul din părinți, da, de asistență sau... Comerțul mai ține de, da, gemeni. Exact, comerțul. Tot ce înseamnă... Și transportul, dar cred că orice fel de transportul, nu? Da. Acum, da, nu știm. Acte, contracte, deci cred că și partea asta de, mai ales notarială, că e și Jupiter și geamă, nu știi? Multă, deci, mobilitate. Multă mobilitate, da. Deci, da, să ne așteptăm la... Și la așteptat. Deci voi călători și în acest an. Și eu. Ok, să ne pregătim. Din punct de vedere al evoluției spirituale, cum vezi tu? Cred că este o zonă foarte interesantă, cu multe provocări, eu așa văd această, da, zonă. Cu foarte multe provocări, iar mă repet, dar fiecare ajunge unde trebuie, la profesorul la care la trebuie. La mentorul care trebuie, da. La mentorul la care trebuie și cu care rezonează acolo.
Vor mai fi schimbări lumii, că Jupiter va mai retrograda, va veni în cuadratură cu Saturn. Contează Vom și regândi lucrurile, da. Și aspectele din harta natală. Da. Atenție pe perioada retrogradării, de exemplu, și a cuadraturilor, că cine are aspectul în hartă. Da? Eu zic în zona asta spirituală, atenție la shortcut-uri, la scurtături. Fiindcă fiecare... Jupiter în Gemeni poate să vină și cu... Hai repede, hai să rezolvăm sărim repede, etape. Hai să sărim etapele, să ardem etapele, vine Saturn și nu ne mai când nu ne lasă. Se plictisește, știți? Da, exact. Hai că ceva ușor, hai să fie ceva ușor, ceva simplu, să rezolvăm repede, să nu ne... Să nu zice nimeni că na. Da. Dar așa este, prin simplu, dar nu putem sări etape. Da, deci atenție aici, mare atenție, fiindcă o să fie această tendință. Aceste provocări or să fie și oportunități care apar, da. Dar hai repede, în 10 lecții, în 10 cursuri să rezolvăm totul, da? Ceea ce nu o să fie chiar așa. Atenție la aceste lucruri. Dar uitați-vă foarte mult la background-ul mentorilor, persoanelor care predau aceste lucruri, da? Puneți-vă întrebări, mai cercetați, mai cereți o serie de, să spun așa cum se spune, credențiale, informații. Neptun este în pești, trebuie să simți. Neptun este, da, simțiți acest lucru. Întotdeauna simțiți. Da, deci legat de evoluția spirituală, sunt niște semnale acolo, niște semne de alarmă, niște atenționări. Nu vă grăbiți, nu vă grăbiți, nu ardeți etapele, nu mergeți pe scurtătură, fiindcă scurtăturile acestea s-ar putea să nu vă ducă nicăieri și să vă pierdeți un an de zile din viața voastră. Aia este, mai bine peste 12 ani. Mai bine peste 12 ani. Și la noi a fost acum 12 ani. Cum vezi tu acest Jupiter în Gemeni legat de educație? Este posibil că, nu știu, de exemplu, reglementările pentru bacalaureat, nu știu dacă pentru anul ăsta, că e prea scurt. Așa. Pentru anul celălalt să se schimbe ceva, să vină ceva, să fie mai cu ușurință, mai... Am înțeles. Că... Sau pe partea asta online mai mult. Da, să ne bazăm puțin pe sistemul ăsta de învățământ și pe creativitate, că totuși la noi în România ai văzut că se merge pe vechiul sistem, multă informație da. Cu toate e degeaba. Adică o deschidere. O altă deschidere către noile generații, un ajutor. Să-i determine pe copii să meargă de plăcere la școală, da, nu? Da, să-i atragă, corvoadă, nu să fie o corvoadă. Deci s-ar putea să aibă loc schimbări. Eu zic că cu siguranță că mai vine și Pluton. E și Pluton vărsător și Jupiter în Gemeni. O nouă sunt abordare. Sunt energie de aer ambii. Și azi Jupiter ne impactează, ne influențează la nivel social și vărsătorul vine acum, că e Pluton. Da. Deci multe schimbări. Eu și eu așa văd. Trebuie să se miște ceva, trebuie să se schimbe ceva. Este posibil și în transportul, că mi-am o să amintesc acum, uite, în tramvai, autobuz, nu știu, se mai aducă de îmbunătățiri, să mai facă ceva, nu? Da, cine știe. Sistemele alea, dar am văzut că au început. Wi-Fi, prize. Da. Adică am văzut. Lucrurile cresc, nu mai așa rămânem aer aici. Aer condiționat, am văzut și da, eu. Da, n-ai cum să mergi pe 45 de grade. Da. Să leșini acolo. Da, da, este posibil să fie într-o expansiune și chiar să se vadă pe partea asta. Da. Se vor scrie, cred că, foarte multe cărți. Da, apropo de activitatea publicistică, da? Da, foarte multe cărți sau poate oamenii vor citi mai mult. Vor dori să citească mai mult. Nu, că te abții. Sau poate să citească online, dacă nu să citească. Aia, asta bucur. Vreau să spun, da, să fie o combinație între noua. Am văzut că tehnologiile explodează. Am văzut că au apărut aplicații să pe mergi tablete, în mașină și să asculți o carte. Exact. Da? E-book-uri da. Vorbite, citite. Tiparul ăsta de Gemeni, să știi că e cu skepsis, așa, adică este dificil, că te plictisești. Așa este. Efectiv. Da. Și te plictisești să reiei și să reiei și să reiei. Dar doar dacă îți place, da, mai rei și, nu știu, simți tu că mai trebuie să treci acolo, dar... Deci trebuie să fie ceva interactiv, ceva care să-ți atragă. Să atragă, da. Am înțeles. Deci aici s-ar putea și aici să apară niște
schimbări legate și de noile telefoane care apar acum, cu noi tehnologii, cu noi opțiuni. Da. Noi opțiuni, da, da, da. Și hai să vedem ce se întâmplă în zona aceasta politică. Cu alegerile. Fiecare să-și aleagă pe Jupiter al lui, ce să zic. Atenție că n-a... Eu zic atenție la informații, la ce vine către noi. Deci o să vină foarte multe. Deja eu nu mă uit la televizor. Nu știu când, acum pe 9 iunie este prima rundă. Parcă, da, este prima rundă și în toamnă este runda următoare. Da, pe 9 iunie e și Pluto retrograd. Da. Deci, pentru alegeri, eu atâta putem să spun. Eu cred că cu Pluto ăsta învărsător, că și cu Jupiter în Gemeni, dacă nu este ceva pentru oameni. Da. Să fim atenți să citim printre rânduri mesajele care vin către noi. Că știți că de obicei la alegeri toată lumea vom face, vom drege și te uiți după 4 ani că nu s-a întâmplat nimic. Da? Să fim atenți și la oamenii care sunt acolo. Ce au făcut acei oameni, să ne uităm la background-ul lor, să ne uităm și la, și la energia aceasta, la dialectica, la politica partidului pe care îl reprezintă. Și să vedem ce alegem. Da, să spun. Eu zic că va fi Pluto retrograd și nu mai merge așa. Da. Dacă s-au avântat așa anumite lucruri. Și a fost, fiți atenți, că a fost Jupiter în Taur, dar nu va mai fi. Exact. Adică dacă cumva s-au deschis partide, s-au aderat la lucruri pentru anumite lucruri. Interese materiale, da, exact, despre asta e vorba. Se fini la comedică, Pluto nu mai este în Capricorn, eu am mai spus asta, da. Mai intră el puțin acum, dar are altă treabă, nu asta cu să susțină interesele materiale ale unor funcții. Prieteniile oricum nu vor mai fi. Și ce vreau să mai spun? Tu știi că cu Jupiter în Gemeni, cu... Dacă nu e comunicare, nu e nimic. Așa este. S-a terminat. Așa este. Totul va avea o bază pe comunicare. Deci s-ar putea să învățăm, să reînvățăm să comunicăm cu ceilalți. Nu? Și e jumătatea plină a paharului. Da. Și o schimbare de mentalitate mai văd cu Jupiter în Gemeni. Uh-huh. Altfel, să ne adaptăm acum la noile tendințe spirituale. Adică eu zic că tinerii mi se pare că ei știu. Da. Deci mă uit la tineri că... Știu ce vor. Știu și ce vor, înțeleg și din perspectiva asta. Ei știu că horoscopul nu e ce trebuie. Da. Dar e importantă. Venus, Luna, Jupiter, eu mă minunez. Da. Că mă întreabă copil de 16 ani dacă, sau 15, dacă eu cred în multivers. Am primit întrebarea asta. Ce tare. Mie mi s-a părut. Și dacă am auzit de Lilith. Da. Adică mi s-a părut o chestie... A rămas așa. Wow! Da, adică copiii acum sunt altceva decât ce am fost noi, generațiile noastre. Vin din alte, de pe alte planete, vin din alte dimensiuni. Cred că mie, dacă îmi spuneai la 15 ani, dacă eu cred multivers, în multivers, am auzit de Lilith, îi spuneam să fugă tare. Da, da, da. Adică da, se întâmplă altfel de lucruri. Bine, acum, da. Fiecare de unde vine, dar... Da, s-ar putea să avem acces la foarte multe informații, da, la niște informații în care unele dintre ele chiar să ne deschidă orizontul cunoașterii. Și să curgă din astral foarte multă informație. Exact. Că asta mai face Jupiter, da. Ne conectează și cu așa sus. Este. Așa este. Și prin ce ne conectăm? Prin aer. Mm-hmm. Și informația prin aer e cea care se răspândește cel mai repede. Adică aerul răspândește cum a fost COVID-ul. COVID-ul exact. S-a împrăștiat prin aer. Așa este. Adică acum vin lucrurile, aș mai spune că să verificăm un pic și informația aia să vină din cel puțin două chestii. Da, neapărat. Foarte mare grijă, foarte mare atenție în următorul an la calitatea informațiilor care vine către noi. Da, trebuie să avem discernământ, să avem și o doză de scepticism. Și să... Da, că geamă nu e mai superficial, așa. Da. Este și o naivitate, să știți, acolo de copilul. Știi că geamă nu este copilul etern al zodiacului. Bine. Etern puerus, cum mi se spune. Așa te coci, adică n-ai. Da, așa este. Sunt lecțiile, n-ai ce să faci. Până nu ai fost pueril, așa. Așa este. N-ai putut să fii
altfel. Așa este. Oricum, vom trece prin această energie, ne pregătim pentru această energie. Vom face o filmare separată și despre horoscopul lui Jupiter în Gemeni, cum va fi fiecare zodie influențată, posibil influențată de acest tranzit. Și hai să vedem, să fim deschiși, să fim pregătiți pentru noi ce va veni, nu? Da, către da. Noi. Oricum, un an de zile vorbim. Exact. Pă, o mai să... avem. Și vă dați seama ce o să vorbim noi cu Jupiter ăsta în Gemeni. Și o să vorbim, da. O să... Și dumneavoastră câte comentarii o să ne lăsați pe Jupiter în Gemeni. Că o să vedeți că este altfel energia. La Taur acum poate v-ați simțit, făcând așa o comparație, ciudat să ne scrieți, dar să vedeți acum ce o să vă doriți să chiar ne dacă nu vreți să scrieți, tot veți scrie. Așteptăm, da, chiar așteptăm comentariile voastre, așteptăm așa o avalanșă. Propunerile. Da, o avalanșă de comentarii, de propuneri, de întrebări, da? Asta este energia gemenilor și haideți să o manifestăm. Noi o vom manifesta prin filmările pe care le vom face către voi și așteptăm și din partea voastră să o manifestați prin like-urile, prin comentariile, prin share-urile pe care le veți face. Și acum pe mine, dacă mă cunoașteți, am venit, eu să știți că vă dau mai bine, prefer să vă dau live răspunsurile decât să scriu. Lumea știe, v-am spus, eu îi dau mesaje vocale. Că... cred că am scris prea mult prin alte vieți. Da. Și de aici mi se trage asta cu scrisul. Așa este. Deci, vă așteptăm alături de noi și în perioada cu Jupiter în Gemeni. Cu siguranță, ne da. Pregătim pentru acest tranzit și va urma o altă filmare legată de horoscopul lui Jupiter în Gemeni. Da. Mulțumesc, Alina! Mulțumesc și eu, Lumii! Vă mulțumesc și vouă pentru că sunteți aici, sunteți alături și eu, de noi. Și noi, da. Și așa cum am spus, nu uitați, like, share, subscribe canalul meu de YouTube, Astrologul Miița Aristea, canalul Alinei, să o ajutăm și pe Alina să crească numărul de urmăritori, astrolog Alina Gâfu. Pe Alina o găsiți și pe TikTok, ea mai face live-uri și pe TikTok. Da, mai vorbește acolo. Mai vorbește acolo, că îi place, da, și o să vorbească probabil mai mult. Sau nu. Sau nu, nu cred. Da, da, nu am cum să las comunitatea de acolo. Așa este. Și ținem legătura să ne revedem cu bine la următoarele filmări. Și să nu ne pierdem credința niciodată.